Suntem pregătiți să furnizăm căldură piteștenilor atât din punct de vedere tehnic cât și financiar, a dat asigurări primarul Tudor Pendiuc în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local. Singura temere a edilului șef este aceea că guvernul va întârzia alocarea banilor pentru subvenție, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți. Eu pot să garantez acum că, din punct de vedere tehnic, suntem pregătiți, sigur, mai puțin acele accidentate care pot să apară. Ce vă pot spune? Ieri am fost la o întâlnire cu Ministerul Administrației Internelor pe tema căldurii. Că ședință condusă mediată de domnul secretar de stat temat. Se vor da subvenții la ea. Asta e o treabă bună. Am spus-o ieri, nu numai eu, au spus-o și câțiva primari, au spus-o și directori, că ne este teamă ca această subvenție să nu aibă un caracter ca și până acum politic. Fiindcă există precedent în care, de exemplu, Piteștiul a intrat în faliment acum una și ceva de zile, îi mai trebuiau vreo 300 de miliarde și Brașov a primit 450 de miliarde. Fiindcă era într-o anumită zonă politică. Bun, deci acum avem 100 și ceva de miliarde care statul este dator la noi, ca și subvenție. Eu nu pot să spun acum că din punct de vedere financiar stăm bine. Noi, ca și buget local, sigur, avem o parte a noastră în care o avem rezervată, cum probabil bine știți, prin buget. Dar trebuie să vină acea parte de 88 sau tot ceva în genul ăsta de miliarde de lei vechi, partea de subvenție. Este clar că s-a produs și o hotărâre de guvern hoțească. Deci hoțească și mi-asum proprietatea cuvintelor mele. Adică a spus onor și ne-a spus că, dom'le, dacă nu dăm noi subvenția, să dea din buget local. Păi nu, așa spune hotărârea. Și atunci, întrucât există anumite tentații, este posibil ca la Pitești să se întâmple ca și până acum. Adică să fim ocoliți de acel procent care ar trebui să fie la toată lumea la fel. Noi, din punct de vedere al instalațiilor, din punct de vedere financiar, din punct de vedere, din toate punctele de vedere, stăm bine față de alții, stăm bine. Cu toată acea discuție cu falimentul și cu alte năzbâtii ale unora, dar stăm bine. Nu stăm ca Iașu, nu stăm ca Brașovul, nu stăm ca alte și ca Arabia. Însă, dacă acea subvenție nu va veni, va fi destul de complicat. Asta vreau să spun.